Slăvit să fie Domnul! Amin. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Amin. Amin. Suntem într-o zi de poș rugăciune. Ca să am un cuvânt de învățătură despre rugăciune la o biserică botezată cu Duhul Sfânt, e o misiune dificilă. Ce aș mai putea eu învăța pe frață care se roagă de 70 de ani? Ce noutăți aș mai avea în cuvântul de învățătură? E adevărat, câteodată nu știm să ne rugăm. Dar spune Romani 8:26 că însăși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite când nu știm să ne rugăm. Intervine Duhul. Dar în 1 Corinteni 14, versetul 15 spune: mă voi ruga cu mintea, mă voi ruga cu Duhul. Înseamnă că în rugăciune avem o implicare sentimentală, că plânsul și manifestările astea sunt sentimentale, emoționale, dar avem și o implicare rațională. Ne rugăm și cu mintea. În Zaharia, capitolul 12, versetul 10, spune: în ziua aceea voi turna peste casa lui Israel și locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Dar recunoaștem că nu întotdeauna avem duhul de rugăciune. Parcă nu întotdeauna Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. În ce privește rugăciunea, eu am trăit momente înălțătoare, cu rugăciuni, cu extaz trăit, cu vorbiri în alte limbi. Dar tot eu am experimentat momente când nu știam să mă rog și, iertați-mi expresia, parcă n-ai chef de rugăciune. Ei, acum rugând pe Domnul ca în ziua de azi să dea un duc de rugăciune peste noi. Când ne rugăm, trebuie să fim și implicați rațional. Cum să ne rugăm? Eu de mic am fost născut în pocăință. Am fost învățat: măi băiete, când te rogi, și mi-a pus așa un șablon. În primul rând îi mulțumesc la Dumnezeu pentru... Și am îmbătrânit și le țin minte că prima dată vii cu mulțumire. Eu întreb: avem motive de mulțumire? Slăvit să fie Domnul! După aceea m-au învățat frații la adunare și părinții: măi, după ce mulțumești frumos, îți cer și iertare. Că mi-ai făcut pozne, mi-ai fost obraznic. Și eu cum am așa în mintea mea, întâi mulțumesc, după aia îmi cer iertare. După aceea vin cu rugăciuni și mijlociri. Acum, când vorbim de rugăciune, vă spun din capul locului, n-am noutăți. În schimb, repetiția e mama învățăturii. Am să vă spun câteva lucruri care dumneavoastră le știți, ca să le învățăm mai bine. Ce este de fapt rugăciunea? Cum tratăm noi rugăciunea? Rugăciunea nu este doar o disciplină bisericească. Odată cineva s-a revoltat și a spus: păi, dar ce tot ne ridicăm și ne rugăm, stăm jos, ne ridicăm și ne rugăm, de ce ne comanzi tu atâta, ne pui tu la rugăciune? Un om care probabil n-avea dragoste de rugăciune. Nu e o disciplină bisericească, nu-i măcar nici suma unor penitențe, că am greșit în alte religii, bați 50 mătâni. Sau spui 7 rugăciuni, le citești dimineața. Nu-i nici asta. Noi trebuie să tratăm rugăciunea ca un dialog. Ea are denumiri date de teologi foarte frumoase. Rugăciunea e respirația sufletului. Și mie îmi place comparația asta, îmi place. Că rugăciunea e respirația sufletului. Citeam undeva că era un ucenic care a mers la învățătorul lui și spunea: învățătorule, nu știu cum trebuie să-L caut pe Dumnezeu. Și învățătorul l-a apucat de cap și l-a cufundat cu capul în apă, era o vană cu apă acolo. Ăsta se zbătea, se zbătea, când i-a dat drumul, trăgea aer. Și a spus:
cam așa cum căuta, ia aerul așa caută-L pe Dumnezeu. Cum din noi rezistăm așa de mult fără să respirăm, nu? Cât putem sta sub apă fără să respirăm? Dar cât rezistăm fără rugăciune? V-ați spus odată problema? A fost dat odată în Babilon un edict și a spus nu știu câte zile să nu se roage nimeni la Dumnezeu, numai la împăratul. Și un tânăr și-a făcut socoteala și a spus, măi, decât o zi fără rugăciune, mai bine o noapte în groapa cu lei. El a avut de ales, ori o zi fără rugăciune, ori o noapte în groapă. Și a spus, nu pot fără rugăciune, aleg groapa cu lei. Voi v-ați făcut odată așa vreun exercițiu, cât ați putea sta fără să vă rugați? Sau stăm mult? No, azi e o zi de rugăciune, am înțeles, și post. Și vrem să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Când vorbim de rugăciune, eu am spus că e un dialog, așa-l tratăm. Știți care e cusurul nostru la pentecostal? Tratăm rugăciunea ca un monolog. Mi se întâmplă și mie, de foarte multe ori. N-am treabă cu voi, eu am cu mine. Ne plecăm pe genunchi, Tată, mulțumesc, Tată, iartă-mă, Tată, vii cu mine azi. M-a ridicat și am plecat, că mă așteaptă cineva. Dar psalmistul spunea, dimineața eu îmi îndrept psalmul 5. Rugăciunea spre tine, mai avem timp să așteptăm rugăciune? Rugăciunea trebuie făcută în timp, în tihnă, în liniște, da? Psalmul 95. Veniți să lăudăm pe Domnul, să înălțăm cu strigăte de bucurie. Veniți să ne plecăm genunchi. Asta facem noi la adunare. Dar vine versetul 7 și versetul 8 după aceea. O, dați ascultați glasul lui, nu vă împietriți inima. Adică vorbește psalmistul, vine la adunare, laudă pe Domnul cu cântări de bucurie, ne plecăm genunchi, dar după aceea ne facem timp să-L ascultăm pe Dumnezeu. Dificultatea noastră este ca penticostal, este să auzim și să înțelegem glasul lui Dumnezeu. Pavel spunea odată, când mi-aduc aminte de tine rugăciunile mele. Păi eu în rugăciune nu prea am amintiri. Am un șuvoi mare de cuvinte, în loc să arunc îngrijorările la picioarele lui, eu arunc cuvintele, rugăciunile la picioarele lui și plec. Și nu ne facem timp să ascultăm. Suntem oameni botezați cu Duhul Sfânt. Oile mele cunosc glasul meu. Cunoaștem glasul lui Dumnezeu? Eu am făcut o experiență la noi, la Bosanci. Era un băiețel acolo pe o bancă și am spus, măi, tu ai vorbit azi cu tata tău? El mai răzunosc, da. Și ce ți-a spus, măi? Pus capul, o să fiu cu minte. Bravo! Zic, fraților, uitați, băiețelul ăsta a vorbit cu tatăl și știi ce a vorbit. Alături era un frate în vârstă. Frate, Dumnezeu e tata dumitale? Da, frate. Și ai vorbit și matale cu el azi? El nu a mai spus nimic. Că dacă îmi spui că da, te întreb și ce ți-a spus. De foarte multe ori noi nu înțelegem glasul lui Dumnezeu și nu-L înțelegem că nu ne facem timp să ascultăm. Am avut un prieten, trăiește, soția foarte bolnavă, avea o problemă, avea diabet, nu mai vedea, numai zărea așa un pic. Și îmi spune, măi frate Dragoș, unii îmi spun, măi, nu chinui femeia, du-te operează, că operație reușită, nu o ține așa să bâșbâie prin casă. Altul îmi spune, măi, lasă cu tot mai zărește, s-ar putea să rămână oarbă. Măi, nu știu ce să fac. Frate Dragoș, aș vrea să merg la un proroc. Pac, l-am sunat pe Eugeniuc, n-o răspuns. L-am sunat pe Franciuc, n-o răspuns. Spune, hai la sora Madalina la Ipotești. Era noaptea târziu, mă duc la sora Madalina, femeia cu copii mici, stâns totul așa. Băi, nu permis să intru, nu ne cunoaștem foarte bine. Și el sta și-l gândea, măi, ce să fac, măi, ce să fac? Eu zic, măi, dar tu ești proroc. El, da, dar acum sunt prea tulburat ca să înțeleg ce-mi vorbește Domnul. De ce când avem anumite probleme și necazuri, sunăm proroci, căutăm frați, chiar cu riscul că îi forțăm de multe ori pe oameni ca să ne prorocească și nu înțelegem noi vocea lui Dumnezeu. Nu înțelegem glasul lui Dumnezeu. Hai să tratăm rugăciunea ca un dialog. Frații mei,
Unitatea de măsură cea mai fidelă a părtășiei noastre cu Dumnezeu e rugăciunea. Eu, dacă vreți, nu-s pocăit după cum predic, nici voi după cum cântați, știu că voi cântați foarte frumos. Atâta iubim pe Dumnezeu cât stăm în rugăciune. Atâta părtășii avem. Bineînțeles, implicare, citirea Scripturii, meditația aceea care o avem câteodată, dar atâta iubim pe Dumnezeu, atâta părtășii avem cât ne facem timp de rugăciune. Și acum puneți-vă dumneavoastră nota la rugăciune. Că eu recunosc în fața tuturora, sunt foarte restant la capitolul rugăciune. Rugăciunea este un dialog. Stai de vorbă cu cineva pe care îl iubești. Dacă ai mei copii, am copii și eu, am două fete aici, spunea o cântare. Dumai aseară am fost la un privechi, așa a răcit și eu și fetele și toți tușim ca nu știu ce. Dacă ai mei copii, ar avea o nevoie, s-ar duce la un vecin, spune vecinii, bade ananii, vecinul meu, n-am caiete, n-am bocanci. Credeți că eu m-aș simți bine? Măi, dar de ce n-am nimeni băiat la mine? Ați observat dumneavoastră, eu am avut experiența aceasta a unor tineri logodiți, o fată cu un băiat. Dom'le, sunt ciudați copiii ăștia. Vorbesc un ceas amândoi la o nuntă, stau așa, am vrut să spun, tet-a-tet, că e mai frumos, stau așa și povestesc, îți sorb cuvintele și se dispart, merge 10 metri, ia scoate telefonul, am uitat să spun, ce ai mai uitat, măi, că ai vorbești de două ceasuri cu el? Asta arată relația de dragoste care o are unul pentru celălalt. Spunea un poet, mai mult decât așteaptă logodnica pe mire. Știți cântarea aceea? Mai mult decât așteaptă muguri primăvară, corăbierii portul, trudiță însărarea. Așa trebuie să fie dorința noastră de a sta în rugăciune cu mirele nostru. Mă uitam la Domnul Iisus care nu primi Duhul cu măsura. Așa spune. Că el ziua învăța noroadele, noaptea o petrecea în rugăciune. Și spun frațe, el se ruga noaptea ca să aibă putere și pe a doua zi. Probabil că da, dar el n-avea Duhul cu măsură ca mine și ca tine. El a înviat morți, o curăța la proș, a oprit furtuna, el era Dumnezeu. Și noaptea o petrecea în rugăciune, pentru că îi plăcea să stea de vorbă cu tata. Îi făcea plăcere asta. Când un băiet în casă, un adolescent din ăsta, nu mai are ce să vorbească cu tatăl, sunt probleme. Când o fetișoară din asta nu mai are ce să învețe, să asculte de la mamă, să ai probleme. De aceea vrem astăzi să tratăm rugăciunea ca un dialog plăcut, ca o comunicare cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Când mă gândeam la rugăciune, eu am așezat rugăciunea în niște jaloane, în niște repere. Și prima dată am așezat rugăciunea între smerenie, umilință, și demnitate. Locul cel mai propice ca să ne smerim sufletele este în rugăciune. Așa când stăm de vorbă cu frații, cu surorile în adunare, când predicăm, ne relaționăm ca de la egal la egal. Ca Simon, fruntașul sinagogii, care sta la tratative, la masă cu Domnul, unul în capul și unul la celălalt, până când a venit o femeie și s-a aruncat la picioarele lui și a spălat picioarele cu lacrimi. Noi de multe ori tratăm pe Dumnezeu ca un partener, dar nu e așa subordonarea. Dar în momentul când te pleci pe genunchi, lași capul în jos, te arunci pe burtă câteodată la un necaz mare și recunoști că deasupra ta e cineva, e creatorul, e o putere. Acolo noi ne smerim. Acolo ești numai tu cu Dumnezeu. Cum să fii mândru în întâlnirea tu cu Dumnezeu? N-ai cum să fii mândru. Acolo trăim și experimentăm cea mai mare smerenie. Că spuneam Psalmul 8, versetul 3, Doamne, când mă uit, văd cerul, soarele, luna, stelele care le-ai creat, îmi zic, ce este omul ca să-l bagi în seamă și fiul omului să te gândești la el?
Dintr-o dată noi înălțăm gândul, sufletul nostru la Dumnezeu, la Creatorul nostru, iar noi suntem un abur care în bivolărie abia se ridică și îl sufla de vânt. Aici experimentăm smerenia. De aici începem noi rugăciunea, de pe poziția de umil și smerit înaintea Domnului și apoi mergem în partea cealaltă un pic, înspre demnitate. Că eu am spus că așez rugăciunea între umilință și demnitate. Că aceluia care eu mă rog, acela e Creatorul, ăla e tata meu. Nu facem mult asta? Măi, un băiet, dacă l-are pe tasul primar, să fie este mare, să dă pe Vicov, sau să fie un ministru, sau să fie președinte din stat, cât e el de grozav, cât tatăl să fie, sau păstor, dacă vreți, poftim, un pic de mândrie, așa. Ei, dar tatăl meu, e Dumnezeu. Eu încep rugăciunea în adâncă umilință, în adâncă smerenie, Doamne, sunt o suflare, dar Tu ești tatăl meu și Tu ești Dumnezeu. Aici continuăm, în nota asta optimistă, în nota asta de demnitate, terminăm noi rugăciunea și ne ridicăm de pe genunchi ca niște copii de Dumnezeu. Că spune Psalmul 82, toți sunteți Dumnezei. Dumnezeu să ne dea înțelegerea aceasta. Deci eu întotdeauna așez rugăciunea între umilință și demnitate. Așez rugăciunea între vinovăție și iertare. Toți oamenii mari al lui Dumnezeu, în momentul când s-au întâlnit cu Dumnezeu, au fost impactați. Uitați-vă la Ezechiel, uitați-vă la Daniel, care s-a îngălbenit, uitați-vă la Ioan, care în timpul cât trăia pe pământ, în noaptea cinei a plecat capul pe pieptul Domnului. Ce părtășie, ce prietenie! Dar când l-a văzut în Apocalipsa, am căzut ca mort înaintea lui. El e Dumnezeu, fraților. Noi suntem oameni. Și dintr-o dată ne vedem vinovăția. Că cine zice că n-are păcat, îl face mincinos. Și adevărul nu este în el, spunea Ioan în 1 epistolul, capitolul 1. Deci eu când încep rugăciunea, întotdeauna îmi cer iertare, Doamne, recunosc, trăiesc în firea pământească, am gândit de multe ori ce nu trebuia, am mai scăpat și câte o vorbă, câte un gest, sunt vinovat înaintea Ta și încep rugăciunea în nota asta de vinovăție și apoi mă duc înspre iertare. Eu nu mă ridic de pe genunchi până nu am sentimentul că El m-a iertat. Stau acolo cât e nevoie până spune Duhul Sfânt că sunt copil de Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne arăta Tatăl 1 Ioan 3 cu 1, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Scrie 1 Ioan capitolul 1, versetul 7, dar dacă umblăm în lumină după cum El însăși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Deci în momentul când ești în lumina Duhului, atunci vezi petele pe tine, atunci vezi haina, atunci vezi vinovăția cât e de mare. Ne plecăm pe genunchi, ne vedem vinovăția, că vine Duhul, lumina de la Dumnezeu, ne cerem iertare și ne rugăm până când Dumnezeu ne iartă. Așezăm astăzi rugăciunea așa, între umilință și demnitate, între vinovăție și iertare, Domnul să ne ajute. Așezăm rugăciunea între privat și obște. Eu sunt un pic egoist. Când mă rog, Doamne, ai milă de mine, ai milă de casa mea, de nevastă, mă rog pentru toți copiii, nu-i păcat, nu? Dar nu mă opresc cu rugăciunea numai aici. Că noi suntem trupul lui Hristos. Și acum mă rog și pentru alții din adunare. Era un grup de frați și un păstor îl întreabă pe unul, beau un ceai. Bă, te-ai rugat azi? M-a rugat, frate, cum nu mă rog? Băi, pentru cine te-ai rugat? Pentru ce? Nevastă, copii, Domnul, mă, bine, o crotească, mă, bine, mă, ești pocăit. Bă, dar tu te-ai rugat? Da, m-a rugat. Pentru cine? Băi, tot ca el. Băi, dar pentru mine, când vă rugați? Că-s păstor, slujitor și eu am nevoie de rugăciunea mea voastră. Pavel spune în Efeseni 6, 18, faceți prin Duhul tot felul de rugăciuni, vegheați aceasta cu toată stăruința și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea. Pentru cântăreț, te-ai rugat?
pentru predicator, pentru proroc, pentru bolnav, știu că ne mai rugăm. Dar noi suntem mădulare și de la privat, eu mă rog pentru mine, recunosc, de regulă întâi încep cu mine, dar apoi continui. Frații mei, deci nu-i un prilej de laudă, eu am o listă pentru care mă rog și nu este o zi să nu mă rog pentru oamenii aceia, nici o zi, de ani de zile. Am oameni care au nevoie de rugăciunea mea, i-am trecut pe listă în mintea mea, nu pot să dorm dacă mi-aduc aminte, dar nu se întâmplă să nu mă rog pentru ăla, 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 aia, aia și așa mai departe. Cât e de mare lista voastră de rugăciune? Când vă rugați pentru alții, aveți lista? Am fost în Spania cu fratele Axente Octav. Acolo am întâlnit un frate la care tare i-a plăcut, fratele Tigva Petru de la Marginea, un om în scaun cu rotire. Tare i-a plăcut lui de Octav, că s-a predicat și era proroc, și spune, frate Octav, așa mi ești de drag, te-am pus pe lista mea de rugăciune. Să știi, ești la numărul 730 și nu știu cât. Și Octav spune, mă, dacă ți-a așa drag și moare unul înaintea mea, mă bagi un pic mai în față. Nu, frate, că eu pentru toți ăștia mă rog. Eu nu eu așa că mă rog pentru primii și ultimii, nu. Eu îmi fac timp să mă rog pentru ei, nu știu cum face. N-am intrat în detalii. Câți oameni ai tu pe lista ta de rugăciune? Că noi de la privat așezăm rugăciunea înspre obște. Ne rugăm pentru adunarea din bivolăria, ne rugăm și pentru alții. Să ne dea Domnul și dorința aceasta, amin? Așezăm rugăciunea între supraviețuire și belșug. Toate ființele vii au nevoie de hrană, toate. Toate trebuie să mănânce. Ori sufletul nostru se hrănește și prin rugăciune. Dar câteodată funcționăm la cote de avare. Spun, bă, azi nu, n-am apucat dimineața să mă rog. Doamne, mă rezăm de ușor ușă, te rog, plec de acasă, pune îngerii tăi, Doamne, ai milă de mine. Ei, dar în rugăciune poate fi și belșug. Acum noi suntem ca supraviețuitori, ceia din pustie care doresc un pahar de apă, sau avem belșug de rugăciune? Avem rugăciune înainte? Eu știu o mamă care se ruga și spunea, Doamne, sunt săracă, am mulți copii. N-am bani să le pun în cont. Te rog, mai pun o rugăciune în dreptul lor azi. În contul ăla și avea sora un cont mare. Pentru fiecare copil se ruga. Avea rugăciuni puse în cont. Noi suntem ca supraviețuitori, mâncăm numai ca să trăim și când ne rugăm. Nu e obligatoriu să te rogi pentru ceva specific. Te rogi pentru ceva la modul general. Specificul are locul lui. Eu nu mănânc ca să pot predica. Nu de asta mănânc eu. Cu dimineața n-am mâncat. Dar eu când mănânc, măi, mănânc trebuie să predic. Nu. Eu mănânc ca să trăiesc. Copiii nu învață, azi am extemporal. Mănânc ca să pot da extemporalul. Nu, nu. El mănâncă ca să trăiască. Și dacă ai viață din belșug, dai și extemporal, predici, când, noi mâncăm ca să avem viață. Noi ne rugăm ca să avem viață. Aceia care se roagă cu disperare într-un anumit prilej, ăia nu sunt oameni de rugăciune. Știți dumneavoastră cu cei doi care treceau pe punte, nu? Că unul îngenunchiat, o trecut, o căzut în apă, al doilea nu s-a rugat și a trecut. Și cineva se gândea, măi, dar cum așa, ăla se roagă, păi ăsta s-a rugat numai acum. Ăla se roagă toată viața. Deci noi rugăciunea suntem la belșug. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă. Doamne ajută-ne! Eu am așezat rugăciunea, și aici e foarte important, între dorința mea și voia lui Dumnezeu. Între dorința mea și voia lui Dumnezeu. Noi când ne rugăm, eu mă rog, Doamne, aș vrea să-i spun Domnului ce vrea. Că și Domnul Iisus a uitat în Ghetsemane, avea un pahar cu păcate, cu spurcăciuni. S-a uitat la el, a spus, Tată, e prea mar, îndepărtează-l de la mine. Și după aceea știi ce a spus? Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Eu am povestit la frați că la mine soția a fost bolnavă, nu știu dacă mai e sau nu, e mai bine acum, de cancer.
Adunarea s-a rugat pentru mult, pentru noi, a postit. Eu m-am ridicat și mi-a spus, oameni buni, sunt om normal, sunt om cu minte. Deci eu vreau ca soția mea să trăiască, n-am niciun copil căsătorit. Dar mă rog Domnul să-mi dea putere să închei rugăciunea cu vorbele Mântuitorului. Doamne, facă-se voia ta. Cred că aici e maturitatea unui credincios. Când te lași în mâna lui Dumnezeu, există o voie permisivă și există o voie absolută a lui Dumnezeu. În rugăciune se pot întâmpla două lucruri. Unu, ori Dumnezeu schimbă hotărârea Lui, ori tu te așezi sub voia lui Dumnezeu. Sodoma, Gomora, Adma, Țeboinul, Țoarul trebuiau nimicite. Și când au venit prăpădinea aceea și Lot fugea de acolo, o zic, Doamne, până la, e departe până la munte, uite Țoar, cetatea asta, lasă-mă să intru aici. Dumnezeu a modificat un pic planul. Cum? Prin rugăciune. La Ninive a strigat Ioana, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. O schimbat Dumnezeu planul. Isaia, fiul lui Amoț, a venit la Ezechiel, încă puneți casa că mori. O schimbat Dumnezeu. Poate prin rugăciune Dumnezeu să schimbe un pic planul. Sau poate să nu-l schimbe. Eram la Botoșani, ne rugam pentru o fetiță de mică, de vreo 2-3 luni, care era bolnavă. Și ne-a rugat, era un post, în rugăciune, toată familia adunată. Și fratele cu care eram îl ia deoparte pe bunicul, că era păstor. Și îi spune, măi nenu, spune la băietul tău să pregătească, fetița moare. O spus Dumnezeu că nu schimbă planul. Ei, fetița aceea a murit. Acum este o voie absolută a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu câteodată n-o schimbă, țineți minte. Eu am întâlnit odată, știți bine, nu dau nume, o soră era bolnavă, nevasta unui cunoscut slujitor. Și am primit și eu un mesaj, că dacă 100 de biserici la ora 10 se roagă, Dumnezeu îi dă viață. Eu am judecat, m-am spus, măi, asta e nevastă de păstor, foarte cunoscut, găsește 100 de biserici. Dacă e o femeie care stă pe un pârâu ceva cu o casă de copii și tot bolnavă, nu găsește poate nicio biserică. Îi Dumnezeu nedrept. Vorbeam cu fratele Moloci, eu spun, băi, noi ne rugăm că Dumnezeu știe ce ar de făcut. Și sora aceea până la urmă a murit. Deci, noi avem dorința noastră în rugăciune, dar câteodată ne rugăm până spunem, facă-se voia ta. Eu când mergeam cu soția la Cluj, am trecut pe la St. George, am slujit acolo cu frață, la urmă cheamă un frate deoparte, îmi spune, frate, hai să spun ceva. Am fost săptămâna asta la Năsăud la o soră care a fost tare bolnavă de cancer. Acum trăiește bine, am spus, soră, cum ai făcut? Și i-a zis că am vorbit cu fratele Dragoș Croitor de la Suceava, o venit cu niște frați, mi-a făcut ungerea și Dumnezeu m-a vindecat. Și el îmi spune, băi, tu pentru nevastă de ce nu te rogi? I-a spus, eu am început să plâng, măi omule, mă crezi fără minte. Mă crezi că eu nu mă rog pentru nevastă, dar am folosit un verset din Scriptură ca să-l potolesc, că arătarea Duhului îi spre folosul altora. Păi eu m-am rugat mai mult ca pentru femeie cei din Năsăud. Eu cred că era șoferul, erau alți frați care au făcut lucrarea acolo. Dar dacă Dumnezeu are voia Lui, ce să facem? Acum în rugăciune să fim foarte atenți, că mulți s-au rugat pentru un lucru cu insistență, s-au pus chezași, s-au luat zile de post și nu li s-au împlinit dorința, au fost druncinați în credința lor. Dacă Dumnezeu nu m-a ascultat, nu Dumnezeu te-a ascultat, dar nu a împlinit, că El, voia Lui îi bună, plăcută și desăvârșită. Deci asta se întâmplă în rugăciune. Așezăm rugăciunea noastră între dorința personală și voia lui Dumnezeu. Să ne dea Domnul înțelepciunea și credința ca la încheierea rugăciunii să spunem totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Doamne ajută-ne la aceasta. Mai așez rugăciunea între două jaloane și apoi încheiem și cineva spunea că îndemnul de rugăciune trebuie să fie mai scurt decât rugăciunea. Nu m-am uitat exact la cât am început să predic, dar cred că voi sunteți foarte atenți cu ceasul, că așa se întâmplă. Nu, acum e obligația voastră să vă rugați mai mult decât am predicat eu, ca să salvăm cumva situația, da? Și ultimul punct, așez rugăciunea între teorie și practică.
că tare suntem buni la teorie. Și eu am multe predici despre rugăciune. Eram într-o adunare din Timișoara, o adunare mare, m-am dus cu niște frați la stăruință și un păstor îmi spune: frate Dragoș, hai să facem câteva rugăciuni. Mă, noi n-avem oameni care se roagă. Și uite, avem păstorul asistent, e teolog, domne. Vine cu patru foi, stă în birou, vine cu patru foi, prezintă ceva despre rugăciune, pune adunarea să se roage și el pleacă înapoi în birou. Și mă spun: măi, vin încoace, măi, fă măcar tu ce ai spus aici. Crezi că frață nu te văd, că tu nu te rogi? Acum așezăm rugăciunea între teorie și practică. Frații mei, noi în Hristos avem toate comorile. În jertfa Domnului Iisus avem și vindecarea de boală și iertarea de păcate. Avem totul. Numai că noi trebuie să mergem să accesăm acele binecuvântări de la Dumnezeu. Și un mod de a accesa binecuvântarea este prin rugăciune. Binecuvântarea ta e acolo în Hristos. Du-te și ia-o. Fă efortul ăla, du-te și ia-o. Și te duci prin rugăciune. Am mai dat exemplul ăsta. Într-o familie erau câțiva copii care voiau să culce seara. Știu bine exemplu de aia, da. Și cineva spune: aș mai mânca ceva, parcă, ce mâncăm? Altul spune: nu mai mâncăm seara, că ne îngrășăm, știți, mai ales fetele știu cum e cu masă de asta. Unul spune: o zacuscă ar merge? Da, o zacuscă ar merge. Dușată zacuscă. Și el spune: da, ultima dată tot eu m-a dus. Du-te dușată. Și tot s-au împins unul pe altul până când a spus: hai să ne culcăm, nu mai mâncăm zacuscă. Acum eu întreb gospodinii la bibolărie, sunteți tari gospodine, ce-i mai greu, de făcut un borcan de zacuscă sau de luat de pe raft? Măi, că să faci zacuscă, du-te, cumpără chipăruși și coace și pârlești și toacă și pune și sterilizează, eu nu știu exact cum se face, știu numai cum se mănâncă. Măi, și gospodinile noastre pun borcane așa, rafturi întregi și mă trimite în mine: dragul, du-și un borcan de zacuscă. Nu mă mai duc. În jertfa Domnului Iisus noi avem toate binecuvântările. Ce trebuie să facem noi? Să ne ducem prin rugăciune și spun: Doamne, iartă-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, îndură-te, Doamne, binecuvintează. E greu de făcut asta? Și uite că niște copii leneșuți se culcă flămânzi că nu se duc până în magazie. Azi magazia lui Dumnezeu e aici. Repet încă o dată, avem jertfa lui Hristos. Sunt aici bolnavi. În jertfa Domnului este vindecare. Isaia 53:5. Dar El era lovit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace au căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Dar nu-i tămăduire sufletească acolo, îi tămăduire trupească. Că intră în Matei 8, Domnul în casa lui Simon, o vede pe soacră sa bolnavă, o vindecă ca să se împlinească cuvintele care au spus. El a tămăduit pe cei bolnavi. Sunt bolnavi aici? Du-te acum la rugăciune și ieți vindecarea de acolo. Sunt aici oameni care au nevoie de iertare? Acolo la cruce e sângele Domnului Iisus. Du-te în rugăciune și ia iertare pentru tine și Dumnezeu să ne ajute. Aș dori să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Am spus că rugăciunea o așezăm între umilință și demnitate, între vinovăție și iertare, între supraviețuire și belșug, între privat și obște, între dorința și voia lui Dumnezeu. Mergem în rugăciune. Amin.